Tu te dor ce din el, să te mai poartă și el. Că iată dacă te cop, e greu să-i duci noroc. Tu te dor ce din el, să te mai poartă și el. Că iată dacă te cop, e greu să-i duci noroc. El înseamnă numai doar și la mine te-a lăsat. Melagurile mehedințene din nordul județului au fost atracția acestui final de săptămână. Comuna Cireșu sărbătorește an de an atât frumusețea zonei prin intermediul peșterii Topolnița, care este deschisă vizitatorilor o singură zi pe an, cât și tradiția printr-o sărbătoare câmpenească. În acest an, sărbătoarea a adunat mulți participanți, atât din județ, cât și din alte colțuri ale țării, în cea de-a 56-a ediție. Mă bucur că vremea ține cu noi, avem mulți vizitatori, e un spectacol frumos, avem concursul cea mai bună țuică de Cireașă, avem un ansamblu al școlii Cireș, un ansamblu Danubius și invitați care sunt, cum ar fi Ionuț Tudorescu, Irina Zoican și Anica Ganțu. Și după aceea urmează Hora Satului. Tot astăzi aici se organizează vizitarea peșterii. Avem partenerii noștri care avem cu ei, cei de la Geoparc, care sunt în peștere cu turiști. Este o zi foarte importantă pentru județul nostru. Este cea de-a 56-a ediție a sărbătorii peșterii Topolnița. După cum vedeți, a venit foarte multă lume, ceea ce este un lucru îmbucurător pentru noi. Am participat și în anii trecuți, dar acum vreau să vă spun că am văzut și foarte mulți tineri și foarte mulți bunici cu nepoți aduși aici să vadă tradițiile și obiceiurile. Cerile atât de frumoase ale județului nostru, ale nordului județului Mehedinți. Peștera Topolnița, pe care astăzi am avut-o deschisă în intervalul orar 9-14 și totodată îmbinând natura cu muzica populară, cu portul popular, cu voia bună și cu concursurile noastre, țuica de cireșe și frumosul costum popular din zona de nord a județului Mehedinți. Să vină din ce în ce mai mulți oameni în fiecare an. Sigur, dacă până acum aveam un impediment acest drum județean, acum sunt lucrări în desfășurare și la anul invităm și mai mulți turiști în zonă. Portul popular, jocul tradițional, dar și bucuria de a pune în valoare toate aceste daruri au fost ingredientele principale ale spectacolului de la Cireșu, astfel că cei prezenți s-au prins în horă. Una dintre activitățile reprezentative pentru această sărbătoare este concursul de țuică de cireașă. Am loc al treilea loc de asta și mă bucur din tot sufletul că ne aflăm în această postură și domnul primar face pentru noi, pentru comună, ne face această sărbătoare care o așteptăm cu mult drag. Dimineața e sărbătoarea noastră unică care o sărbătorim, fiind distracție care el noi nu mai muncim. Da, am participat, am mai luat și locul întâi, am mai luat și doi, am mai luat și trei. Prezente la eveniment au fost și autoritățile județene. De când la guvernarea României este Partidul Social Democrat, comuna dumneavoastră a beneficiat de asfaltare și aveți aproape toate ulițele asfaltate, de iluminat public, iar în ceea ce privește drumurile județene, sunt două drumuri județene pe care dumneavoastră ajungeți aici și în momentul de față ambele au finanțare pe fonduri europene, iar pe unul efectiv se lucrează și ați constatat și dumneavoastră pe drumul de la Bunaica la Cireșu. Mi-aș fi dorit să venim pe asfalt anul ăsta, dar ați văzut că sunt lucrări importante care presupun o anumită durată de timp, însă la anul veți veni pe asfalt pe acel tronson.
Comuna Cireșu este una dintre cele mai frumoase zone ale județului Mehedinți.